ajutor de secetă pentru pășuni și fânețe. Este una dintre solicitările pe care crescătorii de animale le-au adresat executivului prin intermediul instituției prefectului județului Satu Mare. Fermierii români s-au săturat de promisiune, așa că sunt hotărâți să-și facă auzită vocea ieșind cu tractoarele în stradă. Zeci de utilaje au fost scoase pe străzile din Satu Mare într-un protest prin care fermierii atrag atenția asupra stării îngrijorătoare în care se află sectorul zootehnic. Potrivit unui comunicat al Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din sectorul taurin, Bovicoop, sectorul zootehnic bovin ar trebui să fie sprijinit în egală măsură cu sectorul vegetal, pe fondul pagubelor produse de seceta pedologică din acest an. Astfel, crescătorii de animale consideră că ajutorul de secetă pentru pășuni și fânețe ar trebui să fie de 1500 de lei pe cap de bovină, cât este și ajutorul de secetă pentru sectorul vegetal. Toate doleanțele adresate guvernului de către reprezentanții Bovicoop le găsiți pe site-ul nostru agrotv.ro. Tot pe platforma Media Agrotv aveți și alte subiecte de interes legate de fenomenul agricol românesc și internațional.